Consiliul Județean Argeș a organizat o întâlnire cu toți factorii implicați în gestionarea situației COVID și cu primarii orașelor. Directorul Spitalului Mioveni îi spune că la unitatea pe care o conduce este la maximul unei crize sanitare în materie de COVID-19, ca și județul Argeș, în condițiile unei lipse acute de medici de terapie intensivă. Noi încercăm să angajăm în momentul de față și medici infecționiști, și ateiști, și asistenți, și numai că vă dați seama, nu este ceva ce se poate realiza peste noapte. Domnule doctor, cazuri foarte grave care ar necesita ATI-ul de acolo apar? Da, patologia s-a schimbat. Patologia, deci acum se face foarte mult caz de aceștia asimptomatici. Păi băi, frați creștini, îmi pare foarte rău, din ce în ce mai puțin asimptomatici. Deci aici e partea foarte tristă. Începem să vedem cazuri, adică ne bucurăm când vedem cazuri ușoare. Asimptomatici sunt realmente puțini și vedem cazuri medii și cazuri grave. În acest moment este lăudabilă mișcarea asta de ultim moment de a organiza 5-4 de ATI la Spitalul Județean la Bălcescu, numai că pentru 5-4 de ATI ai nevoie de tot atâția anesteziști, tot de o linie de gardă, ca și pentru 10 sau 15 paturi. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre organizarea sistemului sanitar din județul Argeș în contextul creșterii numărului de infectări cu coronavirus, fiind avute în vedere situația la zi a numărului de pacienți internați confirmați pozitiv, gradul de ocupare a spațiilor destinate pentru aceștia, stabilirea unor circuite și a unor zone tampon la nivelul tuturor unităților sanitare pentru persoanele suspecte, precum și eficientizarea activității celor 3 laboratoare de testare din județ. De asemenea, a fost abordată problema lipsei personalului medical de specialitate, fiind nevoie de mai mulți medici infecționiști și de terapie intensivă, mai ales în această perioadă în care se înregistrează o creștere a numărului de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Situația se schimbă de la o oră la alta, în bine sau în rău. Știm cu toții, Argeșul este pe cota de avarie. Noi suntem obligați și condamnați să gestionăm ceea ce avem. Dar avem și noi un număr limitat și de cadre medicale și implicit și de paturi și de terapie intensivă. Totodată a fost pusă în discuție organizarea la nivelul Spitalului Județean de Urgență Pitești. După aproximativ 4 luni în care au fost detașați la Spitalul Orășenesc Mioveni, medicii de la ATI revin la Spitalul Județean în structura acestei unități sanitare, urmând a fi funcțional un compartiment de terapie intensivă COVID. De asemenea, tot în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, începând cu data de 1 iulie 2020, funcționează o unitate de izolare și tratament pentru pacienții confirmați cu infecția SARS-CoV-2, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoară.